Bună ziua, bun găsit! Suntem din nou la Gorjul în direct. Astăzi alături de mine este domnul primar Ion Dumitru Popescu, proaspăt reales în fruntea Comunei Drăguțești din partea PSD. Bună ziua, bine ați venit! Și felicitări! Sărmâinile și vă mulțumesc, dar nu pe mine trebuie să mă felicitați. Eu vreau să-i felicit pe oameni. Oamenii au învins, nu eu. Eu sunt un simplu om. Bine că sunteți și modest acum, Nu în este ciuda vorba de faptului modestie, că... dar oamenii au arătat și Sigur că au da. spus ce își doresc. Ați avut un scor nemaipomenit de bun. 63% nu e de aici decolea, ca să spun așa. Este scorul oamenilor și de tot am spus tuturor. Bunătatea și Dumnezeu învinge totdeauna. Am o mare credință în Dumnezeu și îi rog pe toți. Îndreptați-vă spre biserici, rugați-vă la Dumnezeu pentru binele nostru al tuturor. Este cel mai important lucru în viață. Să ne apropiem de Dumnezeu, să fim corecți cu oamenii. Corectitudinea este mai presus decât orice. Degeaba îi mințim pe oameni, degeaba mergem pe la porții lor și îi amenințăm. Să știți că au fost oameni amenințați în această campanie. Urât din partea celor care i-au amenințat, au pus presiune pe ei, inclusiv de la locurile de muncă. Acolo au ajuns foarte departe. Da, ia, stați că le luăm pe rând. Vă Nu o rog, să dăm numele nu mă celor interesează numele, implicați. că nu le-am dat numele niciodată. Deci ce s-a întâmplat în campania asta, domnul De fapt, a fost o Popescu? campanie liniște, ca așa mi-am dorit-o și n-am scos răutatea în evidență. Dar nu este posibil să te duci la casa unui amărât, unui om necăjit. Să spui că dacă nu votează cu nu știu cine, îl dai afară de la serviciu. Ia dați-i afară acum. Mai amenințați-i încă o dată, vă rog frumos. Mai duceți-vă încă o dată peste ei. Și să știți că nu mă mai duc la serviciu. Că nu mai am aceeași echipă. Că mi-au promis că mi-o schimbă. Că nu mai sunt angajații primăriei. Au spus că de luni îi schimbă. Cum face să schimbați funcționarul public? Cum face să dați un funcționar public afară să-mi spună și mie? Este foarte greu de dat. Cine știe ce ar putea să facă un funcționar public, ce greșeală mare ar putea să facă să poată să fie dat afară de la serviciu. Dar vă spun ceva. Nu mai vorbesc de răutăți, că este păcat să vorbim de răutăți. Să ne bucurăm de ce ne-a dat bunul Dumnezeu. Comuna Drăguțești este pe primul loc în județ la bunătate. Vreau să vă anunț pe această cale că am făcut un lucru inedit. Și i-am rugat și pe cei din echipa mea. Le mulțumesc din suflet că au fost alături de mine și mă uitam toată și mă gândeam, Doamne, oamenii de lângă mine mai rezistă mult. Au rezistat. Este un lucru inedit ce vă spun acum. N-am avut niciun afiș în comună cu mine. Nu mă lăsați deloc să vă întreb eu. Vă rog din suflet. Poate vorbesc Da. prea mult, mă grăbesc să le spun pe Asta toate. voiam să spun, este poate singura persoană care a candidat fără să aibă afișe în comună. Deci singurul primar care a ieșit învingător, v-am zis, cu 63% din voturi. N-a fost nevoie de afișe pentru că dumneavoastră, probabil, așa cum arată voturile, ați demonstrat că la Drăguțești se poate. Se poate dezvolta comuna. Am văzut pagina dumneavoastră de Facebook aproape zilnic. Au fost începute lucrări, s-a făcut curățenie, se reabilitează permanent. E câte ceva, e câte o noutate. Spuneați dumneavoastră de această campanie care s-a făcut destul de dur, aș putea spune, în anumite locuri. Cum ar fi, de exemplu, și la Drăguțești. Când ați venit la Gorjul în direct săptămâna trecută, acum 2 săptămâni să fie, în campanie electorală, semnalați încă de atunci că dronele survolau zona în căutarea a ce, domnul primar? În căutarea poveștilor. Căutau, nu știu, grob de gunoi. Eu am spus în felul următor. Ar trebui să nu mai zice, să nu mai zicem Gorj. Județul minunilor. M-am minunat și eu ca om. Dacă a fost niște la Drăguțești, mi se datorează mie în primul rând, nu vreau să mă lau cu acest lucru. Am fost omul care i-am rugat pe toți, i-am rugat din suflet să nu creeze neplăceri. Nimănui. Nu m-a interesat cum a plecat omul și a votat. Nu sunt dușmanos, sunt primarul tuturor, sunt primarul și celor care au fost contracandidații mei. Sunt primarul lor. Le respect familiile. Mai puțin îi respect pe acești contracandidați care au vorbit urât. Când vorbești urât despre un om, ar fi trebuit în 2 zile să fi sunat să-și fi cerut scuze. Au vorbit urât. Când vorbești urât despre oameni, ar trebui să mergi cu capul în jos. Au vorbit urât despre angajații primăriei și vreau să vă spun, mă scuzați că vă spun pe această cale, unde nu îi zic domn ziarist, că nu simt nevoia să-i zic un Nu, ziarist,
care a făcut lucruri urite la Drăguțești. Nu, cu n-aș un vrea, contracandidat. Pentru că nu avem... Eu am și răspund, deci răspunde lucrul acesta când afirm, ar trebui să se prezinte în fața primăriei Drăguțești să-și ceară scuze la personalul și la angajații de acolo. I-a bălăcărit, i-a făcut în fel și chip. Să știți că angajații primăriei au făcut plângere. Azi am înțeles că se duc și le depun la parchet. Nu este posibil să folosești cuvinte atât de jos. Deci sunt cuvintele luate din groapa aia de mizerie. Să le folosești tu ca om. N-am dat numele omului, știe el cine e. Să folosești cuvintele urâte, cât de dușman să-ți fie un om să poți să vorbești atât de urât de el. Credeți-mă că eu în campanie nu am vorbit de niciun contracandidat. Oamenii din comuna Drăguțești pot să confirme lucrul acesta. M-am dus, i-am salutat, le-am mulțumit că au ieșit la poartă, le-am spus din puține lucruri pe care le-am făcut, că unii mă mai întrebau, dar o să avem cutare. Și am spus, eu nu vă promit, eu am muncit și o să avem, comuna asta este plină de proiecte. Cum puteam acum să mă duc să vorbesc în timpul ăla scurt care l-aveam la poarta omului, să pot să mai vorbesc curând de cineva? Au avut trâmbițași. Spuneți că au fost depuse plângeri. Nu, astăzi o să le depun, să știți. Acelei persoane. Pentru ce? Pentru vorbele urâte care li s-au adus doamnelor și domnilor de acolo. Acolo sunt funcționari publici, angajații primăriilor, sunt cetățeni, sunt oameni din comuna Drăguțești și din Târgu Jiu. Nu au jignit niciodată pe nimeni. De ce au fost acuzați de persoana de care vorbim acum? Nu erau acuzați, erau doar bălăcăriți. Fel și fel de cuvinte să... L-aș ruga dacă vorbește așa de urât, să-mi spună dacă vorbește cu soția așa, acasă. Iar dacă vorbește cu soția atât de urât, să evite să nu stea pe lângă copii. Ba da, doamnă, vă rog. Oameni de genul ăsta nu au voie. Eu nu jignesc, eu doar întreb. Nu, de ce să jignești oamenii din... De ce vrei să dai cu o comună de pământ? Care este interesul tău? Să nu spună că era de serviciu. Nu era. Din păcate s-au întâmplat... Muncim foarte mult, doamnă, pentru a ridica și pentru a face ceva pentru comunitățile noastre și se găsesc anumite persoane, nu știu ce fac și ce înțelegeri au, să vii să denigrești ce? Ce? Munca unor oameni de 4 ani de zile sau de 8 ani de zile, că ce? Că te-a chemat cineva ca să vorbești cu el? Și știu când spun lucrul ăsta ce înseamnă vorba. Dar lăsăm asta trecutului. Pentru mine, eu sunt călit. Putea să zică de mine orice. I-am rugat, înjurați-mă. Nu mă împingeți, că am o statură de om și încă sunt om. Nu mă transform în animal. Dar i-am lăsat să înjure. Înjurați-mă. Vorbiți-mă de rău. Dar atât. Nu am vorbit de nicio familie și le respect și copiii, le respect și familiile, dar cred că s-au dus prea mult în negura asta a urâciunii. Nu poți să vorbești urât despre oameni pe care nu-i cunoști. Să nu vă spun că avem un inginer la mediu, l-a făcut în fel și chip, luptător, cheioan, habar nu ai. Omul ăla a fost ruibist. N-a fost nici un luptător cheioan, a făcut ruibii. Da, a fost o acuzație că ce luptători salariatul de la mediu l-ar fi urmărit. Salariatul de la mediu are o misiune cam ingrată. Trebuie să se ducă să vadă tot ce intră la Jiu ca mașină, tot ce se duce pe lângă Amaradia, că mașinile acestea sunt cele care aruncă gunoi. De fapt, acum nu au aruncat gunoiul și gunoiul era înăuntru. Mă gândesc, punga aia de gunoi care vreau să arunce pe acolo era înăuntru. Dar nu ai ce căuta la Jiu, ce cauți pe albia Jiului, ca să ce? Să-mi vii cu o pungă de gunoi sau cu un sac de nu mai știu ce, să-l arunci acolo. Nu, asta poate este... se plimba. Doamne ajută să se plimbe, că este foarte frumos. Nu avem mizerie deloc acolo, am muncit ani de zile. Dar noi, asta este menirea angajatului. Era cu mașina lui personală, aleargă toată ziua. Și asta i-am spus, urmărește albia râului. Cei de la mediu când vin în control... acelui... cum să-i spun, altercație, conflict. Nu a fost niciun conflict și nicio altercație, că inginerul nostru a știut să vorbească, a spus în felul următor, nici nu știam că este fan la nu știu cine. Zice, v-am urmărit până acum, ia uitați-vă dacă avem vreo hârtie pe aici. Asta vreau să spun, nu te duci la Jiu și începi să înjuri angajații primării. Cum îți permiți să vii la Jiu să înjuri și să vorbești urât? Nu a înjurat, a vorbit foarte urât, foarte urât. Și uitați-vă ce a creat și pe la Târgu Jiu și peste tot.
Asta nu e meserie și eu cred că specialiștii și cred că sunt oameni care monitorizează lucrurile astea, ar trebui să ia măsuri. Ne-am săturat să fim hăituiți de anumite persoane care se ascund după un ecuson că sunt ziariști. Mari ziariști și ei nu sunt. Credeți-mă, sunt simpli executanți. Îmi asum lucrul ăsta. Eu sunt ziarist, nu mă refer la dumneavoastră. Dumneavoastră n-ați făcut niciodată ce-a făcut. Mea, în general. Nu aș vrea ca să fie din breaza noastră, că nu, eu știu anumite lucruri. Eu zic, am înțeles, da. Dar există organe. Pe, eu ziariștii, să știți că îi respect. Există organe de abilitate. Sigur, care o să facă dreptate. O să facă dreptate. Eu zic ca să nu continuăm războaiele astea. Nu există război, să doamnă. Se rezolve nu. Pe... Eu v-am spus de nemulțumirea unor oameni care chiar m-au rugat. Au știut că vin aici și m-au rugat să le spun și oful lor și păsul lor. Ei n-au posibilitatea niciodată să ajungă în fața unei pericole, dar au posibilitatea de a scrie. Vreau să ne oprim aici la discuția asta. Păi și eu mi-aș dori foarte mult. Păi da, n-aș vrea, știți, să nu facem o emisiune. Ar fi ca o poliță pe care dumneavoastră o plătiți celor care v-au înjurat. Dar nu este, ați simțit nevoia să vorbiți asta și vă înțeleg. Dar trebuia să spunem și lucrurile pe nume, să nu creadă cineva că am rămas așa la un sac. Haideți să ne întoarcem un pic la Drăguțești. Ați avut un vot masiv. Am câștigat alegerile în toate satele și le mulțumesc oamenilor. Oamenii au fost prezenți. Haideți să vorbim. De ce v-au votat oamenii domnul primar? Nu mai știu. Păi eu ce s-a întâmplat în ăștia 4 ani la primăria Drăguțești? Eu doar știu că am plecat de acasă și am muncit în continuu. Nu, eu vă întreb ce s-a întâmplat în 4 ani la Drăguțești. În ultimii 4 ani. În ultimii 4 ani vorbeam doar de proiecte și de bunătatea și ce s-a făcut în comuna Drăguțești. Asta voiam să vă întreb. Eu ce s-a făcut? Foarte multe lucruri. Haideți să le enumerăm. Dacă începem de la Iași, de acolo începe comuna noastră. Cămire, a intrat pe reabilitare, dispensarul uman, asfaltăm în sat, satul unde s-au introdus gazele, avem bază sportivă, părculețe pentru copii, parcuri de joacă. S-a schimbat iluminatul în satul respectiv și în toată comuna, iluminatul stradal. Vreau să vă mai spun în felul următor, avem proiect european pentru pistă de bicicletă. De biciclete. Când va fi implementat, dacă veți obține finanțarea? Am și obținut. Și făcut lucrare. Eu vorbesc numai de lucruri care se petrec. Eu nu vorbesc de povești. Deci nu ce vreau să fac. La ce lucră și ce am făcut. Avem peste Jiu. Deci este o platformă betonată, să le spun tuturor, să nu mai zic că e o groapă de gunoi. O platformă betonată cu containere în care se va selecta gunoiul menajer. Oamenii nu o să mai plătească atât de mult la gunoi, o să plătească mult mai puțin. Cantitatea de gunoi menajer va ajunge la groapa de gunoi mult mai puțin decât dăm acum. Acum dăm cantități foarte mari. E o stație de tratare cumva? Nu e de tratare, e de selectare. Sau de selectare, da. Mi-aduc aminte de acel proiect, că am și scris în Gorjanul despre asta. Este aport voluntar împreună cu Ministerul Mediului, sunt implicați și dânsii, este un proiect foarte mare. La cât va scădea prețul pe care nu știm, să vedem cât se va selecta din gunoiul menajer și în primul rând mă interesează să-i disciplinăm pe oameni. Să știți că oamenii la ora actuală în Drăguțești dau gunoi selectiv. Le mulțumesc pe această cale. Este dar un lucru extraordinar foarte, important. Foarte, foarte important. Da. Vorbim de satul Drăguțești, centrul comunei noastre. Unde s-a făcut o grădiniță cu program prelungit, unde s-a reabilitat școala, s-a reabilitat primăria. Avem în curtea primăriei un părculeț foarte frumos. Au crescut pomii, este verdeață. Pergolele acelea cu flori n-au fost niciodată. Le-am pus, iubesc florile cum iubesc și oamenii. Dar lângă primărie este centrul de evidență a populației, unde facem buletine pentru oameni. Am evitat să-i mai trimit pe oameni la Târgu Jiu să-și facă buletine. Lângă și tot în curtea primăriei avem sala de sport care a fost reabilitată pe exterior. Urmează acum să o reabilităm și pe interior. Vreau să avem sala de sport dotată cum trebuie. Vreau să facă copiii noștri sport și să fie sănătoși. Tot în Drăguțești avem terenul de fotbal, bază sportivă, care este la CNI. Să vedem când se va licita sau ce se va întâmpla cu această bază sportivă, dar mai presus decât toate vreau să spun că noi avem o echipă campioană în județul Gorj. Le mulțumesc acestor tineri care s-au implicat, mulțumesc antrenorilor, le mulțumesc oamenilor care au venit la stadion și ne-au aplaudat. Pentru mine a fost cel mai important lucru, să văd oamenii care fac mișcare,
oamenii care... Și mai și câștigă niște meciuri. Le-au câștigat pe toate. Da, pe asta zic, și sunt da. Campionii mei. Eu acum sunt campionul comunității, dar mai presus decât mine sunt campionii de la fotbal. Domnul primar, și celor care ne urmăresc acum, știți care este scandalul la București cu sectorul 1, sectorul 2? USR nu s-a împăcat cu faptul că ar fi pierdut alegerile. E o întreagă nebunie. Uitați că și la noi în Gorj sunt astfel de lucruri. De exemplu, scriu colegii mei din presă, scandal la Târgu Jiu, liberalii acuză fraudă și cer renumărarea voturilor. Cei de la PNL spun că s-au fraudat niște voturi. Eu vă spun o întâmplare de la Drăguțești. Domnul Romanescu a fost la o diferență înainte, ca să spun așa, de aproape 1000 de voturi față de Iulian Popescu, la Consiliul Județean domnul Cosmin Popescu a câștigat cu 15% mai mult decât a câștigat domnul Iordache, din câte, dacă cumva nu s-au fi schimbat datele. Dar aveau alte așteptări? Păi nu știu, dar cum eu, ar fi putut eu vă să spun se... ceva, ce au mers pe mâna asta peste tot. Deci mă așteptam să câștigăm la o diferență mare, dar în tabăra PSD a apărut o mobilizare și au făcut cele a stat în putință prin mijloace cunoscute pentru a nu pierde. Da, au pitici băgați în urne. A afirmat domnul Popescu. Da, are dreptate. PSD-ul a făcut achiziție niște copii din ea micuți care lucrează în urne. Și acolo modifică totul. Nu ne e rușine. Da, pe de altă parte, domnul senator Iordache spune că a primit foarte multe sesizări de fraudă la mai multe secții de votare, nu doar la Târgu Jiu, ci și în județ. Certitudinea sa este că Iulian Popescu ar fi câștigat, a câștigat alegerile, dar spune că există o mașinărie pe care este moștenită de mult, da. E venită din Evu Mediu, mașinuța respectivă. Cum se vor sfârși lucrurile astea, domnul primar? S-au sfârșit. Că am văzut ce se întâmplă. Păi nu știu, stați numai puțin. Că scandalurile astea ar putea să curgă. Da, adică să fie o situație... Haideți să vorbim despre lucruri frumoase și eu vă spun ceva. La păi Drăguțești, nu, vorbesc la eu. Drăguțești cum credeți că s-ar rezolva problemele astea? Vă spun eu cum se rezolvă. Foarte simplu. La Drăguțești s-a dus contracandidatul PNL-ului, spune, s-a furat de la o secție și s-a adus la alta. Nu vă e rușine? Ați avut reprezentanți în secția de votare. Păi asta zic, toți. Au fost reprezentanți. Să nu ne mintă și să nu încerce cu alte diversiuni, că nu sunt bun la diversiuni. Nu fac, sunt, toate diversiunile lor sunt din topor. Parcă dau cu toporul, dar dau un fier și și-au stricat toporul în gură. Numai diversiuni proaste. Cum să spui că s-au furat voturi, având atâția reprezentanți în secțiile de votare, numiți de partid? În secțiile de votare se pun cei mai buni oameni pe care îi ai. Oamenii care sunt loiali. De încredere, probabil. Care sunt loiali. Da. Oamenii care nu pot fi cumpărați sau vânduți vreodată. Deci în secțiile de votare sunt cei mai, sunt oamenii care știu să numere foarte bine, oamenii care sunt foarte atenți și să știți, ei sunt pregătiți dinainte, știu ce au de făcut. Să urmărească cum votează omul, să pună buletinul de vot în urna care trebuie, să ne lase cu poveștile că se numără deci greșit. Deci au fost probleme de acest gen și la dumneavoastră, spuneți, au încercat, dar n-a mers. Au zis, nu, că am greșit, am înțeles de la altcineva, au șters-o, că au înțeles că se fac de râs. Dar vă spun ceva, intră omul pe ușă, îl așteaptă domnul cu tableta, prezinți buletinul, da, știu că așa... ți-l bagă la da, tabletă. Exact. Este din momentul de față, plecăm de la zero, începem să numărăm. Până la 1000 sau până la 100 de mii când se duc la câți oameni merg la alegeri. Cum poate să spună cineva că acel domn președinte care împarte buletinele de vot le dă cetățeanului, cetățeanul votează, le pune în urne că e și acolo un supraveghetor. Eu nu știu cum îi pune, cum se împart înăuntru, dar știu un singur lucru. Sunt toate partidele de față și nu își permite unul să piardă un vot. Nu poți să spui că e o mașinuță care merge. Suntem nebuni? Am început să gândim la ce, la extraterestri? Ce mașină ar putea să fie să nu numere voturile? S-a referit probabil la mașinăria, cum să zic, la... Vai de mine, doamne! Mașinăria PSD. Nu știu exact ce să vă spun. La banii care i-au investit, puteau să-și cumpere ei mașinuța aia. Oare PSD-ul ascunsă undeva mașina aia de număra voturi? Ce naiba nu de... la mașina propriu-zisă. Nu, la... eu glumesc. Da, acum, da, da. La motorul PSD. La ce... Sunt oamenii loiali față de un partid care a muncit, un partid care a fost aproape de oameni.
Sunt oamenii loiali care nu au vrut să vadă altceva. N-au vrut să vadă zgârie nori pe Cet. N-au vrut să vadă bărși pe Jiu, pe zona Drăguțești. N-au vrut să vadă bazine olimpice unde nu se pot face niciodată. Sunt oameni care văd adevărul. Tot ce s-a petrecut. Și îmi pare rău că se dezbină oamenii între ei. Nu poți să împarți un județ pe în două și ai, da, a fost ai o pretenții. Țară împărțită în două, domnule. Nu, eu nu vorbesc de țară, aminte că de... nu s-a atât de priceput păi nu, să vorbesc de aducem aminte de perioada trecută, nu foarte îndepărtată, când țara chiar era în două tabere la un moment dat. Și de asta, că într-adevăr... S-au mobilizat. Eu ce să le urez? Le urez tot binele din lume, să fie sănătoși, să lase săcurea asta războiului, să o îngroape naiba undeva. S-a terminat. S-a văzut ce s-a întâmplat în județul Gorj și în toată țara. S-a văzut. Păi haideți, nu înțeleg, dacă... haideți să începem să muncim, că eu nu zic hai la nu știu cine. Haideți să începem să stăm de azi înainte. Deci eu de ieri am plecat pe teren. Fraților, haideți să începem să muncim, nu să numărăm toată ziua la hârtie. Ălea sunt. Nu fată în secțiile de votare nicio. Le-ați băgat buletinele de vot, sunt gravide și nasc? Nu nasc. Sunt buletine de vot, niște hârtii simple pe care a pus un om o ștampilă. Ce suntem nebuni? Dacă un om numără până la 10 de... Poate unii nu se împacă cu această situație. Păi ce să le facem noi? Vă spun ceva. Dacă ne îmbolnăvim de scaunul ăla, de președinte, de primar, de consilier, nu este în regulă pentru cetățeni. Atâta timp cât trag cu dinții să țin de un scaun, înseamnă că nu mă mai gândesc la omul de rând și mă gândesc la scaunul respectiv. Cel mai important lucru este să lăsăm naiba puterea asta de plină. La ce gândim? Să ajungem iar regi, împărați, boieri, boierași mai mici, slugi? Omul trebuie să fie egal în 2024. Săracul ăla care a fost pupat duminică și sâmbătă și vineri, să fie pupat și de luni încolo. Sau i-am pupat și atât. I-am otrăvit cu pupatul nostru. Trebuie să fim lângă ei. Să lase naiba tâmpenile și răutatea, să vină pentru Gorj. Avem atâția deputați și senatori, oameni care zic că au fost votați de cetățenii noștri din județul Gorj și să înceapă să facă ceva pentru Gorj. Nu până la toamnă să zică iar, ne-au furat, am fost umiliți. N-ați spus, domne, cum să le iei pe Cosmin Popescu la Consiliul Județean? Omul ăsta are atâția primari în preajma lui, prieteni. Are prieteni și de la PNL. Îmi pare rău să spun lucrul ăsta, nu aș fi vrut niciodată să spun că un penelist îl iubește pe Cosmin Popescu. Și chiar, se întâmplă. Chiar asta este. Este omul care are un suflet extraordinar de bun. Este un om care are o căldură sufletească, te primește în birou, nu s-a uitat ce culoare ai pe tine. Nu s-a uitat, e îmbrăcat în roșu sau în galben sau în verde. De ce să fiu răutăcioși? Până una alta, domnul primar, Gorju, în Gorj e cam așa situația. PSD 50 de primării, PNL 17, AUR 3. Deci sunt 50 de primării la PSD la ora la care nu vă spune vorbim. Nimic scorul ăsta? Ba da, mie da, dar na. Păi și unde s-a furat atunci? Unde este hoțul? Iar la și AUR, ați văzut, un scor destul de bun pentru cei de la AUR, trei primării deja au luat și posturi în Parlamentul European. Să fie sănătoși acolo, să aibă grijă de cetățenii în primul rând. Ce aș putea să zic? V-ați dus și le-ați promis, acum începe să vă achitați de datoriile care le aveți față de cetățeni. Nu merge gluma și v-am mai spus și la emisiunea dumneavoastră. Să mă ierte încă o dată toți primarii, am vorbit, au și plecat acasă. Nu ai făcut treabă în comunitatea ta să te trimită cetățeanul acasă. Nu contează la ce partid ești. Eu cred că așa s-a cam întâmplat. Deci așa trebuie să se întâmple de acum încolo. Eu vă spun ceva. Peste 4 ani de zile vă promit că nu o să plec în campanie. O să stau în casă și aștept pe cetățeni să mă voteze. Este să țineți minte ce vă spun acum. Peste 4 ani, Comuna Drăguțești nu va mai fi călcată în campanie de mine. O să cal până atunci zi de zi Comuna și o să fac treabă pentru oameni. Și nu vreau să mai plec cu oamenii după mine. Încerc și treaba asta. Poate până la urmă le demonstrăm oamenilor că ăia care au vrut porțile și i-au mințit și i-au speriat, nu o să mai ajungă niciodată la porțile lor, că n-au ce să le mai spună. Ce să-i mai spui unui om? Acum au mai profitat. Că eu n-am dat drumul la toate proiectele alea de gaze, canalizarea era, se lucrează, dar se lucrează foarte puțin. O să-i deranjez acum cu toate lucrările și să vedem ce o să mai spună după. Asfaltăm peste tot, băgăm gaze, canalizare, apa am băgat.
se dezvoltă comuna, s-au mutat tinerii în comuna noastră. Eu Da, mă mir și mă întreb. Câte sate sunt? Câte... Avem 5 sate, dar foarte mari. Foarte mari. E întinsă. Este, avem 70 de kilometri de drum. 70 de kilometri. Cu ulițe, cu străduțe. Pentru cei care nu știu. Și o comună bogată. O comună care nu a putut fi cumpărată. Știam. S-a ridicat nivelul lor. Deci, de, nivelul de trai mă refer. Da, mulțumesc. Nivelul de trai este foarte sus. Nu merge să te duci și să bați la poarta unui om să roși cu ce. Nu merge să-l mai cumperi. Eu se revin termină totuși, poveștile. Domnul primar, o să vorbim și despre investițiile pe care le mai aveți de făcut și planurile dumneavoastră pe următorii 4 ani. Dar totuși, cum vedeți scandalurile astea? Cum se vor termina? Și ce înțelege cetățeanul, electorul, când vede lucrurile astea acum? Păi, ce ar trebui făcut? Ar deci, trebui... dumneavoastră spuneți că la Drăguțești s-a demonstrat, n-au fost... S-a demonstrat peste tot. Dar dacă știe cineva despre Cațavencu, că m-a certat unul, că de ce am învățat carte, nu am învățat foarte mult, mi-aș fi dorit să învăț mult mai mult. Uitați, dar... deci astea, scandalurile continuă și parcă se acutizează. Credeți că sunt oameni care Caragiale nu știa ce scrie? La numai puțin, la sectorul 2, de exemplu, cel care se recunoscuse învins de București, zic. Vă dau așa un exemplu. De la USR, după aia s-a răzgândit. Deși, cum să zic, a avusese o intervenție publică, a recunoscut că pierduse alegerile, s-a răzgândit și e balamuc la sectorul 2 în București. La sectorul 1 nu mai spunem, cu Clotilde Armand și așa mai departe, dar să nu uităm ce s-a întâmplat acum 4 ani acolo. Dacă nu vă mai uităm amintiți, suntem... cu sacii de vot... Suntem atât de mici încât și noi nu putem cu să discutăm tinerii, asta. Cu rucsacuri, intrați acolo. Nu văd până la București. Eu vreau să văd în județul da, meu. Nu, da, sunt exemple care, cum da, să spun, dar, da. Sunt destul de grăitoare și nu cred că ar trebui tratate, ar zic, trebui puțin legea superficial. Schimbată. Legea deci, trebuie schimbată. Deci trebuie făcută un pic de legea ordine trebuie și trebuie ca, într-adevăr, instituțiile statului să-și facă datoria. Legea. Deci în situația asta, da, domnule, domnul Iordache spune că s-a... Păi haideți să vedem. Nu aș vrea ca să-i dăm numele, că după aia se supără pe noi. De la PNR, și nu vreau da? Să mai... E supărat deja și eu nu vreau să mai supăr. Păi nu, dar e un scandal. Uite dar că eu vă spun ceva. E presa exact, de treaba asta. Bagi într-un ring un om la 15, na, să zic așa, 30 de kilograme cu unul de 150 și îi pui să se bată între ei. Și pui să se bată. Și zici, bă, ăla al mare l-a bătut pe ăla mic. Rușine să-i fie ăla al mare. Ăla mic de ce a intrat în respectiva luptă? Eu asta îi întreb. Ei intră, sunt partide mici, intră în luptă cu partide foarte mari, cu un număr foarte mare de simpatizanți. Și au pretenții ca la finalul alegerilor să fie la, egal la egal cu respectivul partid. Deci eu nu vorbesc neapărat de partidul de PSD. Bă, nu vă e rușine, veniți cu 3 oameni să votați. Și aveți pretenții să fiți la egal cu aia care au 2000 de oameni. Și după aia te duci prin spatele ușilor și spui, ne-au furat, ne-au nenorocit. Cum Dumnezeu? E matematică simplă. Te-ai dus cu 3 oameni, ai 3 voturi. Te-ai dus cu 100, ai 100 de voturi. Ce ți-e atâta de greu? La ce te gândești? Și-au făcut vise. Au avut și eu vă spun ce se întâmplă. În echipele astea mari de campanie, eu nu sunt un expert al politicii, să mă iertați. Este... Păi, dar nu sunt așa. Nu mă pricep, habar nu am ce fac ei, nici nu știu cum își fac campanie, că eu nu fac politică cu oamenii. Eu sunt un simplu om în campanie, credeți-mă. Echipa de pe lângă mine doar a respectat cetățeanul din comună. Greșesc ei. Au din ăia trompetiști. Regii pe vremuri aveau un clovn. Clovnul respectiv îi făcea să râdă în continuu și spunea, regele meu, tu ești cel mai frumos, tu ești cel mai deștept, tu ești cel mai bogat. Și pe lângă castel, oamenii mureau de foame. Regele când ieșea la tribună, zicea, oamenii mei cei mai buni, este că sunteți de partea mea. Toți strigau că da, că dacă nu li se tăia capul. Dar în 2024, regele nu mai poate să iese la balcon. S-a îmbătat de acei oameni de pe lângă, l-au mințit și au spus, stăm foarte bine, pe cartiere, prin județe. Păi cum poți să te mai gândești că în județ mai ai voturi? Când primarii au plecat toți la PSD. Aproape toți. Aproape, doamne, da. Să mă iertați că am zis toți. Aproape toți. Da, sau... Păi mai stăm la numărat. Au plecat la PSD. Mai da. Stăm la numărat. Se vede câți primari au ieșit. Primarii în spatele lor au un număr de voturi. Pe buletinele de vot a fost primar, Consiliul Local, Consiliul Județean. Da?
Europarlamentarii? Păi ce te aștepți? Să fie primarul de la PSD și de la Consiliul Județean să fie de la alt partid? Ce ar încă... fi culmea naiba. Da, dar vedeți că spuneam că lucrurile astea se rostogolesc și nu o să fie liniște prea curând, din câte îmi dau eu seama. Și domnul primar de la Târgu Jiu zice așa, sunt sute de buletine care au fost întoarse cu vot pentru un alt candidat independent, deci domnul Romanescu spune, și acuză... Poate și știu ceva, eu nu știu. Și acuză, deci voturile acestui candidat independent au ajuns la Iulian Popescu. Da, sute de buletine de vot au fost întoarse cu vot pentru Marian, cum îl cheamă pe candidat, care au ajuns la Iulian Popescu, acuză primarul PSD de la Târgu Jiu. Nu sunt de acord cu treaba asta. De ce spuneți? Mă întorc la povestea care am spus-o la început. Am avut reprezentanți fiecare în secțiile de votare. Terminăm o dată cu prostiile. Opriți-vă. Nu avem cum să facem asta. Dacă în secția respectivă s-a întâmplat lucrul ăsta, înseamnă că un partid nu a avut ce trebuie acolo. Și nu mai vorbesc despre lucrurile astea. Acesta afirmă că diferența a fost de 1000 de voturi. Așa cum am spus mai devreme. Ei știu și le-au numărat. Știu nu de 5 voturi. Da. Deci scandalul continuă asta. Nu, dă-le, nu se pricep la scandal. Fac pariu că o parte dintre ei nu au împins nici o pisică să o scoată afară din casă. A fost un domn care a zgâriat un cățel pe burtă și a avut ghinion de acolo. I-a spus, ai zgâriat cățelul pe burtă la coloana infinitului, ți-a mers rău. L-am rugat pe contracandidatul meu să șteargă o pasăre a cerului și a făcut nevoile pe mașină și i-am spus, șterge mașina că o să-ți atace lacul. Nu, și a zis că nu, că ăla-i noroc. I-am spus, e ghinion pentru mașină. Se duce lacul. Nu vă mint, asta am spus. Și așa e și cu ei. Aveți grijă ce pasăre a cerului și-a făcut nevoile pe mașinile dumneavoastră. Ați avut ghinion. Nu mai numărăm, nu mai numărați, opriți-vă. Haideți să nu mai pierdem 3 luni de zile la numărat de buletine de vot. Păi da, dar povestea asta vă spun, tot la instituții ne întoarcem. Deci trebuie să descălcească problema. Nu trebuie să dăm vina pe nimeni și vă spun ceva. Sunt de la serii oameni foarte, foarte bine pregătiți, păi că nu intră oricine acolo. Poliția fie... are oameni pregătiți, procurori sunt oameni pregătiți și cu carte. Nu ajunge oricine procuror, că nu le-au de după cap, de după gard și zic de azi înainte ești procuror. Și cel care este la serii nu este făcut, îl vede pe stradă că se plimbă și este frumos, gata, de azi înainte ești ofițer serii. Avem servicii atât de bune și pregătite și să ne lase naiba cu prostiile. A fost jandarm înăuntru. Nu poate vreunul să spună mie că jandarmul de la din secția de votare face stânga-dreapta. Sunt de fier. Îi respect pe pompieri, polițiști, jandarmi și tot ce avem, se controlează totul. Se înșeală dacă ei cred că pot să păcălească statul, că pot să păcălească sistemul ăsta care este. Este slăbit, este adevărat. Trebuie să mai venim cu ceva să mai îmbunătățim. Cei care sunt foarte deștepți să îmbunătățească legile, să le reactualizeze. Să facă legile după nevoile care le avem acum. Vedeți că o lege aspră face pe un domn să nu mai conducă sub influența alcoolului. Ăstea trebuie făcute. Să lăsăm mai la drogurilor. Nu da. Mai discut, că deja sunt cuvinte urâte și se declanșează în capul oamenilor. Nu vreau să mai spun despre alegerile care erau acum 60-70 de ani, când îi puneai var după cap și dacă ieșea cu varul pe spate, ăla care stătea în pod și se uita pe gaură, spunea ăla n-a votat cu noi, dă-i cu var pe spinare. Și când ieșea afară, îl băteau unii cu bâtele și se ducea bătut acasă. Se ducea în satul lui și spunea oamenilor în felul următor, că am luat bătaie. De ce ai luat mă bătaie? Păi cred că am votat cu nu știu cine. Oamenii nu știau că pe spate erau însemnați. Nu mai merge aia cu bâta, nu mai merge să-i mai amenințăm pe oameni. Îi rog pe toți, de peste tot, vorbiți frumos cu oamenii. Sunt oameni care merg să ne aleagă, nu să-i speriem. Pe mine m-a ajutat Dumnezeu și oamenii din comuna noastră. Oamenii, le mulțumesc din suflet, nu știu, nu am cuvinte de mulțumire. Cred. Nu am cuvinte și îi mulțumesc Dumnezeu și mulțumesc tuturor oamenilor care au fost implicați. Mi-ar părea rău să zic de un om și să nu zic de restul. Fiindcă au depășit de mie, ce să mai spun acolo, ce să spun când atâția oameni sunt implicați pentru un om. Să, nu știu, să îi întreb, ați avut încredere în mine și vreau să aveți în continuare. Nu o să-i dezamăgesc, dar nu vreau să mai aud minunea asta, s-a furat, nu s-a numărat bine. Păi domnule, ce ai băgat acolo la numărătoare, pe unul care nu știe carte? Întotdeauna am spus, puneți oameni pregătiți în locurile potrivite,
Nu să spui după aia că nu ți ies voturile. Cum fac calculul de nu le ies voturile? La ce se așteptau? La înțelegerile care mai sunt anumiți primari prin localități care spun îți dau 200 de voturi ție, ție îți dau 100. Dau pe naiba, n-au niciun control. Habar nu au. Să termine cu povestea aia că primari care dau voturi. Nu dau. Primarul care nu-și face campanie și care n-a făcut treabă, pleacă acasă. Cetățenii sunt uniți și vorbesc din poartă în poartă și știu pe cine să voteze. S-a terminat povestea că pe mine mă votez la primar, pe ăla la consilier, pe ăla îl votez pe scaunul lui Dumnezeu. Ia dați-l, vă rog, că dacă am zis Dumnezeu, dați-l și pe Dumnezeu în judecată și faceți-i plângere. Dumnezeu a dormit acum la alegeri? Nu a dormit. Dați-l în judecată. Dumnezeu s-a uitat de sus, păi, da? Cred că nu doarme Dumnezeu. Nu a dormit, da? De ce să-l mâniem pe Dumnezeu? Asta a fost puterea. Eu știu că investițiile și efortul unor oameni au fost peste limita... În această campanie electorală. Da, au fost eforturi foarte mari. Au alergat, văzut, au filmat, au fost implicați, grupuri, fiecare cu ideea lui. Până la urmă, eu vreau să vă spun ceva. Nu este... Că foloseau unii război. Dar pare război. Că nu a meritat, dacă e să tragem linie. Da, spun unii că e război. Nu este, domnule, niciun război. Este o campanie frumoasă. Dacă știau țântar, ascultați-mă, și știau unde să pună bobul, câștigau. N-au știut țântar. Nu este șah, este țântar. Ia să învățați nouă țântar. Boabe, da. Nouă boabe tu, nouă boabe adversarul. Ai pus boabele greșit, te-ai închis. S-au închis. Nu au fost pătuiți cum trebuie. S-au dus și acei trâmbițași, credeți-mă, acei oameni care stau în spate și spun că ei se pricep la toate, ăia-s mincinoșii din partid. Ăia nu se pricep. Cel mai bine într-o comunitate, pe o scară de bloc, este un om care știe ofurile oamenilor. Știe ce se întâmplă pe scara respectivă. Ăla ar trebui să ducă să spună. Nu vine unul, eu am 9 mai, mă ocup de 9 mai. Eu am Romanești, mă ocup... Te ocupe naiba. Nu-i cunoști pe oameni și te duci pe la porțile lor cu alo, alo. Cel mai bine noi, ca primari, trebuie să fim lângă om. Pe mine m-au întrebat de ce nu am lăsat consilierii să meargă prin sate. Nu am vrut. Vreau și în acești 4 ani de zile să port legătură directă cu cetățeanul. Nu vreau telefonul fără fir. Că dacă la telefonul fără fir avem 10 copii și spune la unul la ureche un cuvânt, la final noi ne amuzăm că n-a spus cuvântul ăla. Așa e și în comunitate. Dacă lași să vină consilierul să spună nu știu ce, sau să lași, păi legătura mea cu cetățeanul... S-a rupt. Păi nu mai este reală. Da, nu mai este reală. Eu nu zic că acel consilier al meu n-ar veni să-mi spună ce trebuie. Dar până la urmă e și el om. Și ar putea să uite. E și el ocupat. A spus nu. Dumneavoastră sunteți oamenii pentru proiecte, oamenii care trebuie să-mi spuneți de probleme mari din comunitate... Și nu să stai în curtea unui om sau la cârciumă să spui eu sunt consilierul și hai să mai bem o bere, dar ce mai face neacutare? Nu. Asta vreau eu să mă duc la Nea Ion, la Nea Vasile, la Nea Gheorghe, să spună problemele dânșilor. Toți oamenii din comun au telefonul meu. Pot să mă sune. Le răspund la toți. Zilnic vorbesc cu cel puțin 100-200 de oameni. Am avut zile și cu 250 de oameni care m-au sunat. Notez pe agenda tot ce îmi spun. Iau dimineața agenda și spun am de făcut cu tare lucru, cu tare lucru. Așa se face. Vrei sau să cum a fost oameni? La Aruncu, domnul primar, un coleg de-al dumneavoastră. Primarul nostru, un om deosebit. Da, la Aruncu, domnul Câmpeanu, peste 90%. Dar știți ce, Claudiu Matei tot timpul spunea, de câte ori am avut ocazia și a venit vorba, spunea de domnul primar de la Aruncu, are un grup de WhatsApp cu toată comuna. Dar nu este corect așa? Da. Nu este corect? Și îi pui pe toți la... Fiecare cetățean din comună, dacă îi se întâmplă ceva, dacă are o întrebare direct cu primarul, care primar, ca să vedeți, le și răspunde. Deci asta mi s-a părut uimitor. Asta trebuie să facă toți primarii. Legătura strânsă cu cetățeanul. Probleme pe cap. Da, uite, a găsit timp domnul Câmpeanu să răspundă de fiecare dată fiecărui cetățean. Înțelegeți? Dar peste deci, tot trebuie să întâmple treaba exact asta. Cum spuneți dumneavoastră cu legătura între primar și cetățean. Păi ce ai făcut? Te-ai dus la birou, te-au ales oamenii să-i reprezinți și tu te bagi într-un birou de lux, îți iei secretara cafeluța dimineața, mai vine cineva să face masaj, că tu nu te simți prea bine. Nu cred că se întâmplă asta. Să vă spun ceva, nu știu câți primari și-au făcut concediile, dar vă spun un secret și este secretul tuturor primarilor și nu fac vorbire de lucrul ăsta.
primarii harnici, primarii care își dau sufletul pentru comunitate, primul sertar din dreapta. Și dacă aveți primari prieteni, acolo o pastilere. Să țineți minte ce vă spun. Nu am spus la nimeni lucrul ăsta. Și credeți că așa fiecare să-i sunați, să faceți un sondaj. Dacă vor să recunoască, să recunoască. Dacă nu, să o lasi. Pentru că au probleme. Eu știu. De presiunea foarte mare. Din cauza stresului? Nu este stres. Este un lucru pe care noi nu putem să discutăm despre el. Dorința de a ajuta pe toți oamenii te îmbolnăvește. Te obosește, ți-a energia. Noi nu ne plângem. Dar în dreapta trebuie să ai o pastilă de ajutor. Îți vine rău, nu știe nimeni ce să-ți facă. Hai acolo să te ajute. Știu primari care sunt bolnavi de inimă, care au diabet. Sunt primari cu multe probleme, dar îi trag pentru comunități. Să nu credeți că este vreunul fericit sau liniștit. Nu este fericire. Că oamenii care își doresc, care își doresc să facă treabă liniște, și nu ăia care merg încordați în piept și se duc la cetățeni. Bă, ai grijă cum vorbești că eu sunt primarul. Rușine să le fie care vorbesc așa cu oamenii. Trebuie să te duci umil la om. Suntem reprezentanții cetățenilor în comunități și noi suntem puși de ei acolo. Noi nu suntem colegi cu angajații primăriilor. Ei cred altceva. Eu sunt șeful primăriei, am subordonați, de azi înainte, ia vezi și ne intră pe poartă, dă-i cu ușa în cap. Și aveți celor care separă oamenii. Nu separați oamenii. Fiecare s-a dus și a votat cum a știut el și a avut și el anumite promisiuni. Dar e dreptul fiecăruia nu să trebuie voteze să se răzbune cu cine... pe ei. Este al treilea mandat care l-am primit. Toți cetățenii din comună pot să spună că nu au fost marginalizați niciodată. Și mă mai întreabă câte un prieten. De ce îl ajuți? Pentru că mă nu vede Dumnezeu. Pe mine păi mă vede Dumnezeu. Omul respectiv, asta... din sărăcia lui, din necazurile lui, se duce și plătește taxele și impozite la instituții. Eu de acolo și noi de acolo ne primim salariile. Rușinos ar fi să un om să vină 3 km de picioare sau 5 și eu să mă gândesc, ia vedeți, scoateți lista cu cine a votat. Chiar vorbeam aseară cu o prietenă bună de-a mea, apropo de treaba asta, cu ce trebuie să fie primarul. Primarul e de fapt un slujitor. Un om trebuie să fie atât. Nu, dar este un slujitor al celor care l-au trimis acolo. Care l-au trimis, dar toți. Deci asta e o chestiune pe care n-ar trebui să o uite. Primarii, consilierii, cei aleși în general. Eu le repet asta și mai ales cei numiți. Dar... Le repet asta și le spun. Când plecați dimineața de acasă, închinați-vă și rugați-vă la bunul Dumnezeu să ne ajute. Nu spun altceva mai mult. Cine sunt primarii? Primarii sunt oameni simpli. Să termine cu funcțiile, sunt primar și fac ce vreau. Cine a făcut ce a vrut... A sărit gardul la Alexandria, acolo, la penitenciar. Nu săriți gardul, vă rog frumos. Rămâneți oameni. Și eu îmi doresc pe fiecare zi să rămân om. Primarii nu sunt aproape de familie lor. Nu ai cum să fii aproape de familia ta. Este o minciună să spui că tu ești aproape de familia ta. Familia ta, din momentul când ești primar, este comunitatea. Ei sunt familia. La familiile noastre acasă ajungem după 10-12 ore de muncă. Eu nu lucrez de la ora 8 la ora 4. Sunt primar în continuu. Și când dorm, mă sună telefonul, Doamne ferește că am avut necazuri, am fost tot primar, m-a ridicat în picioare, m-am îmbrăcat în hainele care le-am prins pe acolo și m-am dus să ajut oameni. Am avut cal căzut pe calea ferată, unde vieții pompierii nu puteau să ridice. M-am dus și am pus mâna și l-am ridicat. Chiar îmi zice un prieten pompier, zice, mulțumesc, Neluțu, că ai venit aici. De ce să nu fim aproape de oameni? De ce să fim răutăcioși? De unde pleacă răul ăsta? Să știți că răutatea i-a distrus pe toți. Răutatea te îmbolnăvește. Păi din lăcomie. Că dă-o Dumnezeului de lăcomie. Nu mâncăm cu 10 linguri. Văd că aveți, cineva vă spune chiar și la mulți ani. E ziua dumneavoastră și n-am știut. Nu știu, poate zi la mulți ani la primărie. Pe 21 octombrie este ziua mea. Da, e posibil să vă spună la mulți ani la primărie, da. Să rămână și vă mulțumesc la toți. Domnul Doru Crăiete, vă mulțumesc mult că ne scrieți și dumneavoastră. Spune așa, respect consăteanului și prietenului. Am votat gospodarul și nu partidul, că asta e normalitatea în alegeri. Mulțumesc, domnul Doru, și vă rămân dator. La locale. Da, vă mai felicită și o doamnă, o altă doamnă și un domn felicită și eu multă putere ceva, de muncă să vă duceți proiectele la bun sfârșit. Vă rog să nu mă felicite, să mă lase și să spun întotdeauna, du-te și muncește pentru noi. Asta să-mi dea energie, mi-au dat energie de a putut să muncesc. Și să știți că rezist foarte mult.
rezist la muncă. Să nu se supere angajații primăriei că sunt puțin mai rece cu ei. Vreau să-i ajut foarte mult pe oameni și îi pun să muncească. Asta e dorința mea. Ei sunt și ei tot din comunitatea noastră, o parte din angajați. Și au văzut că s-au schimbat anumite lucruri. De ce să mergem să dormim? Nu vreau să dorm. Când o să mă ia somnul la primărie, vreau să plec acasă. Și nu sunt îndrăgostit de scaunul ăla. Îi las pe toți să stea pe scaunul respectiv, să vadă cum este la instituția noastră. Domnul primar, încă o dată vă mulțumesc că m-ați primit aici. Încă o dată le mulțumesc cetățenilor că mi-au dat, au girat pentru mine. Mai avem 3 minute și eu voiam să vă întreb, dacă tot mai avem 3 minuțele, care sunt cele 3 priorități, nu zic mai multe, sau una măcar, în perioada imediat următoare, pentru Drăguțești? În primul rând vreau să... Găsit, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, interviul zilei. Ne aflăm în orașul Novaci. Realizăm un interviu cu doamna Elena Firu, una dintre gospodinele cu care am mai vorbit în cadrul acestei emisiuni. Nu este pentru prima dată când discutăm despre preparatele dânsei și ne-am gândit astăzi să vorbim despre ce a pregătit dânsa în această perioadă pentru sezonul rece. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit la noi. Vreau să vă întrebăm pentru început dacă ați făcut preparate mai noi, preparate care nu le-ați făcut până acum sau poate le-ați încercat în anii trecuți. Da, am mai pregătit și ceva în plus față de anii precedenți. O tocăniță de legume cu orez, o tocăniță de dovlecei și dulceață de smochine. Ca idee, tocănița de dovlecei se prepară din dovlecei cruzi. Se pune ulei, ceapă, morcov, ardei, tocate mărunt și se călesc puțin și după aceea se pun dovlecei tocați, curățați de coaje și tocați cu pulețe în prealabil și se dau în clocot și aceștia, se pune piper, foi de dafin, sare, se pun în borcane și se sterilizează și puțină verdeață se pune, se sterilizează. Alt preparat, tocănița de legume cu orez, tot așa, ulei, ceapă, morcov, ardei, roșii, toate tocate și fierte. Și spre final se pune orez care este puțin fiert în alt vas în timp ce se face și această compoziție și să fie pe jumătate fiert și se amestecă, se pune tot piper, foi de dafin, puțină verdeață și se pune în borcane și se sterilizează. Dulceața de smochine, anul acesta, spre surprindere, ca niciodată, au fost mai multe smochine decât celelalte fructe. Avem un singur arbust, dar a avut fructe și am făcut dulceață. Fructele se spală, se curăță de codițe, se face un sirop din apă și zahăr, 1 kg de zahăr și 3 pahare de apă și acolo se pun aceste fructe. Se clocotește, ea fierbe foarte repede, că ele sunt foarte, foarte bine coapte, se clocotește și după aceea când se îngroașă puțin, se pune în borcane, eu le sterilizez, toate conservele le sterilizez. Am înțeles. Iată această tocăniță cu dovlecei, tocăniță cu orez și legume și spuneați dumneavoastră că și noutate anul acesta ați făcut dulceața din smochine. Da. Ce altceva ați preparat? Am preparat... Aveți cămara plină. Da. Am preparat fasole verde în tot cursul verii. Depinde cum se putea recolta fasole verde în apă sau fasole verde în bulion. Noi ne place foarte mult aceasta în bulion și chiar Maria, fetița, nepoțica cea mică, îi zice fasole verde portocalie, devine de culoare portocalie. Am mai preparat bulion, pastă de tomate.